În apa botezului alături de mine este sora Denisa Costa. Sora Denisa, în fața tuturor martorilor prezenți în sala aceasta, atâția martori văzuți și încă mai mult de atâția martorii nevăzuți, ca slujitor al Domnului vreau să te întreb și tu să-mi răspunzi, crezi din toată inima că Iisus, când a pătimit pe dealul Golgotei, a murit și pentru păcatele tale? Vrei să fie El mântuitorul și reprezentantul tău înaintea lui Dumnezeu? Câtă vreme ești hotărâtă să-L urmezi pe Domnul Iisus? Domnul să te ajute și să te binecuvânteze în această hotărâre. Pe baza credinței pe care astăzi ai mărturisit-o aici, eu, ca slujitor al Domnului, te voi boteza în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. De data aceasta, în apa botezului, alături de mine este sora Nancy. Sora Nancy, în fața tuturor martorilor prezenți aici, martori văzuți, o sală plină, și a martorilor nevăzuți, Îngerii lui Dumnezeu, eu vreau să te întreb dacă crezi din toată inima că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Crezi că El pe cruce a murit purtând și păcatele tale? Câtă vreme ești hotărâtă să trăiești pentru El și să-L urmezi pe El? Domnul să te ajute și să te binecuvânteze în această hotărâre. Pe baza credinței pe care ai mărturisit-o astăzi, în prezența atâtor martori, văzuți și nevăzuți, eu, ca slujitor al Domnului și al Bisericii, te voi boteza în apă, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rugăciunea cu care noi vom încheia părtășia din locul acesta.